Suntem în 23 iulie 2013 și ne aflăm în crescătoria domnului Asmaran de Florentin și dorim să aflăm în câteva cuvinte cum a decurs pentru dumnealui sezonul competițional 2013 cu porumbei. Sezonul competițional de anul acesta. Ce să vă pot spune? Deci sezonul competițional a fost un sezon, totuși a spune, sezon reușit. Deci am avut două etape de maraton, un Elblag și un Dansk. Etape foarte bune pentru mine, am angajat toți porumbeii. Mai este etapa de Dansk, care am angajat și la Danskul Național, am angajat 12 porumbei, mi-au clasat 7, am angajat și la Harkov 5 porumbei, mi-au clasat 4, iar la Danskul ăla care l-am avut împreună cu Zona, cu Suceava, cu Bacău, cu Neamțu, am angajat 42 de porumbei, dintre care cred că am casat vreo 23. Deci am bagat și iarlin, și maturi, și toți. Domnul Asmarandi, mai este o singură etapă de maraton din sezonul competițional 2013 cu porumbei. Ce ne puteți spune? A fost un sezon reușit pentru dumneavoastră? Sunteți mulțumit de rezultatele obținute? Da, deocamdată eu zic că sunt foarte mulțumit. Cu atâta timp, deci până la etapa de Dansk, deci din 68 de porumbei angajați, am pierdut numai 4 porumbei, cu toate că am avut o etapă de maraton de 930 ceva de kilometri. Am angajat tot efectivul, nu am oprit niciun porumbel acasă și am avut mult tineret, am avut 33 de iarlinge angajați. Mi-au sosit de la etapa de Elblag 32, numai un singur iarling s-a pierdut. De clasat au clasat 27, deci mergem în continuare și îi băgăm în continuare. Am înțeles că aveți un iarling care a clasat când era pui două maratoane. Ne puteți spune ceva despre el și dacă doriți să ne-l și prezentați? Da, da, da. Am un iarling care a clasat de pui două maratoane. Acum l-am angajat de și anul acesta la două maratoane. Să-l văd pe unde. Da, deci... E 44-0-10-50. Deci acest porumbel de pui a clasat două maratoane de Elblag peste 900 de kilometri, iar anul acesta iarăși are două maratoane clasate, un Elblag de 930 de kilometri și un Dansk de 900 și vreo 60 sau 70 de kilometri. Deci are la un an de zile are palmares maraton. Acum îl bag în continuare, mai sunt câțiva porumbei și cu palmares la un an de zile la Suceava. Nu știu ce loc o să ocupi pe țară, dar oricum îi intri primii 4-5 porumbei pe țară, deci nu sunt mulți. Mi se pare că mai are domnul Terteș, unul, domnul Hoșbot, domnul Ungureanu, că sunt vreo 3 porumbei sau 4. Deci un porumbel care nici eu nu credeam, că mulți contestă, zice că dacă îi omorâm de pui, pe urmă nu mai fac treabă. Dar ea că a clasat și la un an de zile încă două maratoane și îl bag în continuare. Mai e să văd dacă poate face reușești să facă ca maraton. Văd că e din formă bună, nici nu o să-mi țic că a făcut două maratoane. Consultând clasamentele din acest an competițional 2013, am observat că aveți doi porumbei, un iarling de 2012 și un matur de 2011, care au obținut niște rezultate remarcabile în acest an. Ce ne puteți spune despre ei? Sunteți mulțumit de rezultatele pe care le-au obținut? Da, bineînțeles. Deci am două femele, sunt surori. Deci cum ar spune... Surori de pe mamă, nu au același tată. Deci aceasta este una. Deci 441081. Este o femeluță de anul trecut. Era cam tardivă, a fost inelată pe 28 iunie. Nu a putut să zboare toate fondurile, că era prea mică, dar a zburat ultimul fond de anul trecut, iar anul ăsta am angajat-o la toate etapele, și de fond, și de viteză, și de maraton. Le-au clasat pe toate. Iar acum vreo săptămână, două, m-a sunat domnul Eugeniu de la Suceava și a zis că am niște porumbei care au mai multe clasări. Eu zic, de ce nu joc la AS Național pe țară? Eu nici nu știam ce categorie e asta, de să vă spun. Și am consultat
internetul, m-am uitat să văd cât de clasări are și iar la femeie avea clasate viteză, avea clasate generalul, normă la viteză, normă la general, avea normă la fond și normă la maraton. Îi mai trebuia normă la... Îi mai trebuia un demifond să facă normă la demifond. Și am angajat-o la Suceava, la o Vașovii de 700 de kilometri. Deci, și-o clasa și Vașovia. Ea era venită de la dans, venită duminică. Și luni, marți și miercuri o stat acasă. Joi am îmbarcat-o la Vașovia și-o venit. De un yardling, de un an de zile. Deci, mama este de la mine, iar tata este un porumbel de la, de la Ujeniuc, Liviu. Din masculul care și lui i-a făcut as național pe țară. Iar a doua femeie, care e tot as național pe țară, cred, este din 2011, tot la fel aceeași treabă, duminică a venit de la Dansk, ea în care o etapă în plus clasată, are clasat 6 viteză sau 7, nu mai știu cât, normă la viteză, normă la demifond, normă la general, normă la fond și normă la maraton. Și asta e clasată tot, deci asta are as național pe țară. Și m-am uitat așa în catalogul național, au sub 1000 de puncte, s-ar putea să prindă podiumul național. Chiar s-ar putea să fie locul 1 pe țară amândouă, una la tineret, una la maturi. Deci două femele superbe. Și mai am două care le angajez iară la maraton, s-ar putea să mai facă o etapă de maraton. Una îi trebuie o etapă de maraton și una îi trebuie o etapă de viteză. De viteză mi-e frică, dar de maraton sigur îl clasează. Deci mi-e frică mai tare de viteză decât de maraton. O să le bag în continuare astea două, le bag acum, săptămâna viitoare mai avem un dansc. Și dacă clasează și danscul, deci fac 6 maraton, 6 fund. Dar categorii de asta nu mai este în clasament. Nu știu ce o să... Ce categorie o... Trebuie să o treacă în catalog de acum, de la anul. Anul ăsta normal, că nu este. Deci este as național. Dar asta ce categorie? Să mai înființez o categorie, că nu a fost prevăzut un porumbel să facă 6 maraton și as fund. Asta e... Conducerea asta a FCPR-ului o să ia în calcul de la anul să mai fac o categorie, că uite că sunt porumbei care fac mai mult decât o crezu conducerea. Deci vă mai prezint încă o femeie care e tot soră cu ele. Această femeie care e la fel, îi mai trebuie un maraton și ea face azi național pe țară. E tot de 2012, e soră cu ele, e soră cu aia, deci nu e așa. Deci trebuie să mai clasez un maraton, îl clasează sigur. Nu mi-e frică de maraton, să v-am spus, mai degrabă mi-e frică de viteză. Iar mai am încă una 0.50, o clasat-o la fel, ea o clasa maratonul, trebuie să mai clasez o viteză. De-aia mi-e frică că n-am mai clasat viteză, că la viteză nu prea zbun eu la viteză, nu prea clasează vitezele. Mai degrabă distanțele mai lungi. Domnul Asmarandi, vă mulțumim pentru acest interviu. Ce să vă mai zicem? Vă urăm un succes anul viitor și rezultate la fel. Da, și eu vă mulțumesc că ați venit în vizită la mine și mai avem o etapă. Mâine o să îmbarc la Moscova, am 3 porumbei care-s clasați la Dansk, dar pentru că au făcut numai o clasare, nu mi-a clasat și el blagul, o să-i pedepsesc și o să-i bag la Moscova. Dacă făceau până acum, dacă aveau normă la maraton, deci îi bagam pentru să fac asta. Dar așa, îi pedepsesc și îi bag la Moscova, să vedem. Deci am, cred cu norme la maraton, am 17-18 porumbei, norme la fond sunt foarte multe, nu știu, deci... Mergem în continuare și zburăm. Am o grămadă de porumbei, trebuie să-i mai bag, să se mai piardă din ei, că sunt mulți. Și de acum o să începem să ne ocupăm cu puii după. Să începem să băgăm puii, o să-i zbor tot la fel. 3 fonduri, 2 maratoane, să vedem care rezistă. Începe de la anul să facă performanță, care nu. Uitați, încă o femeie venită de la dans, luptă jumătate, săraca, n-am ce-i face, are și el blagul. Și Danscu nu l-a clasat, el l-a clasat.
Anul trecut de pui a venit de la Berlin. Anul ăsta saraca s-a lovit. Ghinionul e. Ce să vă mai spun? Mergem în continuare. Așteptăm acum la Moscova să văd, poate voi clasa vă împărâmbe la Moscova. Deci, 3 ani să bag, 3 sau 4, pentru că nu au făcut normă la maraton. Domnul Asfarandi, acum în încheierea acestui interviu, ne puteți spune metodele dumneavoastră care le practicați pentru urarea porumbeilor? Da, o metodă foarte simplu. Deci zbor văduvii de la început, primăvara, ales porumbeii să scoată câte un pui, apoi îi despart și îi rotesc. Deci iese porumbițele afară, femelele, intră masculii, deci văduvii totală, deci până la capăt. Nici acum, la ultima etapă, nu i-am împerecheat. Deci îi lăs tot văduv primul an, când anul trecut i-am împerecheat la ultima etapă și nu prea mi-a plăcut, anul ăsta îi lăs văduv până la capăt să văd cum o să fie. Văd că porumbei acum mi-arată bine, dau un chef de zbor. Na, ce să le zic eu? Văd că-s nerăbdător și că mai am încă o săptămână de stat acasă. O săptămână și ceva. Dar obligatoriu, în fiecare zi, le dau drumul, zboară o oră, femelele o oră, masculi, pe rând. În încheierea acestui videoclip, vă prezentăm rezultatele domnului Asmarani Florentin la nivel județean, național și european.